Continuăm jurnalul AgroTV. Ce implicații în creșterea animalelor și în procesare sunt din ce în ce mai pesimiști, iar această stare le este amplificată mai ales de lipsa soluțiilor pe care statul trebuie să le aplice imediat. Într-o lună, toată industria alimentară intră în faliment. Am citat din Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta. Ca să nu mai vorbesc de afirmațiile de-a dreptul alarmante făcute de toți cei care știu cu ce se mănâncă zootehnia și procesarea cărnii. Practic, fermierii și reprezentanții lor anunță colapsul celor două activități. Jurnalistul Cătălin Lența a ales acest subiect pentru analiza pe care o prezintă astăzi în jurnalul AgroTV. Într-o lună de zile, toată industria alimentară intră în faliment. Ne sperie președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu. Este vorba despre reprezentantul lucrătorilor din Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, a Băuturilor, Tutunului și Ramuri Conexe. Nu este pentru prima dată când domnul Frumosu susține acest lucru, afirmații similare fiind făcute și în emisiunile la care a fost prezent la AgroTV. Și nici măcar nu este singurul, pentru că și patronii din industrie susțin cam același lucru. Și atunci să ne îngrijorăm? Da, dacă ne gândim la producția locală de alimente, mergând chiar până la fermieri. Este evident că nici aceștia nu vor mai produce prea mult pentru piața internă dacă nu va avea cine să și prelucreze materiile prime. Așa că, în mod sigur, acestea vor pleca în continuare spre export sau comerț intracomunitar la prețuri modeste. Și noi ce vom face? Sigur că vom avea ce mânca, doar că mai scump sau de o altă calitate. Și poate că nu vom fi la fel de siguri de ziua de mâine, că așa se întâmplă când stai la cheremul unei fabrici de aiurea și a unui lanț de transport scump și șubrezit. Dar dacă așa ar putea sta lucrurile, de ce nu intervin mai mari noștri? Și asta de urgență. Să vedem întâi de la ce pleacă supărarea liderului de sindicat și din declarații putem pricepe că de la lipsa de acțiune a guvernanților. Dar asta nu mă împiedică să-mi amintesc că și Dragoș Frumosu este om politic, așadar să cântărim atent. Și ce acuză liderul Sindalimentala, ce îndeamnă el? Vorbim despre mâncare, vorbim despre siguranță și sănătatea alimentelor. Oare această coaliție urmărește în totalitatea ei interesele românilor? Pentru că văd că unii trag hăis și alții trag cea. Ei trebuie să fie uniți, să meargă împreună la Bruxelles, să ceară modificarea PNRR, spune președintele Sindalimenta. Greu de crezut că așa ceva este posibil, au mai tot cerut ba unii, ba alții lucrul acesta. De exemplu, în chestiunea irigațiilor. Fără să fiu expert în probleme europene, pot să spun totuși că o renegociere nu pare posibilă fără să stricăm ce avem deja. Sau măcar ce ni s-a promis și mă gândesc la miliardele de euro cu care să facem inclusiv autostrăzi în România. Sigur că acum situația este delicată, nu doar în România, iar creșterile de prețuri din ultima vreme inflamează discuțiile din spațiul public. Știm că și în România politicienii se uită la ce au făcut alții, măcar în chestiunea prețurilor la alimente, și caută și ei ceva care să mai ușureze povara. Unii cer plafonarea prețurilor la mâncare, alții vorbesc de TVA zero la alimente, dar nimic nu s-a făcut până acum. Și probabil că nici nu se va face, pentru că mi-amintesc de recentul Iureș cu certificatul de vaccinare. Ba este necesar, ba nu, că îngrădește libertățile. Așa că până la urmă toți s-au lepădat de această idee, în speranța că epidemia va trece oricum și vor rămâne destui alegători în viață care să-i voteze și la următoarele alegeri. Probabil așa o să fie și cu ideile de a limita sau scădea prețurile la mâncare. O să ne mai hrăim până de colțul ierbii, ca apoi apar urzicile și lumea mai uită de foame. Prin dezvoltarea întregului lanț de producție se poate face ca pe mesele românilor să ajungă mâncare bună, de calitate și de proveniență sigură. Sunt mulți fermieri care vor să facă acest lucru, dar prea puțin reușesc și în loc să își dezvolte ferma, pun lacătul pe ea. Care sunt motivele pentru care cei mai mulți dintre ei renunță, aflăm din interviul următor. Nu, cheltuiala este principalul ofie. E un vis care n-a mai devenit realitate. E o dorință destul de mare. Imaginați-vă că eu am pregătit la documente pentru proiectul ăsta ani de zile. A durat peste un an și jumătate numai să introduc terenul în intravilan pentru a construi pe el, să respectăm condițiile de distanțe minime, condițiile impuse de DSP. Da, din păcate sunt mulți în situația dumneavoastră și cred că lucrul ăsta ar trebui să dea de gândit. Ar trebui să dea de gândit. Noi, ăștia mulți care renunțăm, noi ăștia care mai încercăm să facem ceva, noi încercăm să punem mâncare de calitate pe masa românului.
implementând un proiect de genul ăsta, nu face doar Alin un business extraordinar. Generează și locuri de muncă în zona în care este. Iese și cu un produs de calitate în piață. E un lanț de situații care se țin de proiectul respectiv, nu doar reușita unei persoane sau a unei societăți. Dacă noi toți nu înțelegem chestiile astea și ne comportăm în... Noi toți vorbesc și legat de producători și de fermieri și de instituții, indiferent care este numele instituției, noi toți trebuie să înțelegem că privatul trebuie să lucreze într-o armonie cu statul. Privatul nu e un dușman, statul nu e un dușman. Dar trebuie să înțelegem chestiile astea toți oamenii implicați. Când o să le înțelegem, poate o să fie altfel. Deocamdată nu cred că le înțelegem cu toți. Crescătorii de animale care beneficiază de sprijinul cuplat în sectorul zootehnic au fost autorizați la plață. Anunțul a fost făcut în exclusivitate pentru AgroTV de Adrian Pintea, directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. El a adăugat că APIA vrea să încheie autorizările la plată mult mai devreme decât termenul limită, pentru a se ocupa ulterior de celelalte proceduri administrative. Dacă ne referim la sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, are acest sprijin a început începând cu data de 18 octombrie, am reușit să dăm și pentru aceștia avansul și până astăzi suma totală de peste 45.204.000 de euro au fost autorizați la plată, iar din data de 13 decembrie și până la data de 1 februarie, pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, peste 131 de milioane de euro au fost autorizați la plată. Așadar, pentru suma totală pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, campania 2021 este de 176 de milioane de euro, ceea ce reprezintă un procent de absorpție de peste 95, respectiv 95,05% din alocarea totală care a fost prevăzută în hotărârea de guvern de 185 de milioane de euro. De ce mi-am dorit ca aceste plăți, cum spuneam, ele pot decurge până în data de 30 iunie, dar întotdeauna înainte de începerea campaniei vrem ca toate plățile să fie făcute, odată că a ajuns și fermierii acești bani luându-i la timp și toate aceste lucruri ei cumva sunt bucuros, să spun așa, că au luat aceste sume de bani, iar în același timp oamenii pot să-și încheie această activitate, deoarece restul activităților le facem tot cu același personal de la nivelul centrelor locale, județene sau chiar la aparatul central. În 1992, Uniunea Europeană promovează ca instrument principal de conservare a naturii dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000. Rețeaua se fundamentează pe două directive ale Uniunii, respectiv Directiva Habitate și Directiva Păsări. Hătișul birocratic și haosul legislativ al aplicării acestor directive în România creează nesfârșite probleme fermierilor din piscicultură. Dacă adăugăm și cormoranii, care nu par impresionați de chinul pescarilor, rezultă o luptă continuă. Vă invit să aflați detalii în materialul următor, marca Ovidiu Ghine. Având Uniunea Europeană și ne-a făcut pepinierile și o zonă, o parte a sudului, ne-a făcut Natura 2000. Nu mai avem voie să împușcăm păsările, nu mai avem voie să facem nimic decât să le lăsăm să mănânce. În treaba asta, pe timpul 2017-2018, ne s-a dat... Era la agricultură domnul ministru Daia, care făceau toți mișto de el, au venit pe teren. Primul ministru care a venit pe teren să vadă, la 23 de ani, n-a venit nimeni să vadă pepinierile, să vadă bălțile, să vadă... Nu a venit nimeni, nu s-a interesat pe nimeni, pe nimeni. Și a venit și atunci când a venit ne-a băgat și pe noi într-o subvenție. Nu subvenție, a fost niște pierderi, Natura 2000. Și ne-a dat pe 3 ani atunci, din urmă, și urma să ne dea și pe 2018, 2019, 2020. Am făcut hârtiile, am cheltuit cu experți, cu fel de fel, ca așa se cheltuie la, când face actele astea, aproape 50.000 de euro, că vorbim în euro, și am luat Natura 2000, a doua oară.
Și când se luăm bani în 2020, nu a vrut să ne dea pentru câteva persoane, 3-4 persoane, care a zis că au greșit actele. Nu e ca la APIA, dacă greșește unul, bă, l-al oprește. La noi i-a oprit pe toți pentru două persoane care au greșit niște acte și au căzut de acord să ne blocheze și la ora asta, în 2022, suntem blocați cu acest program. Deci toate actele le avem, am cheltuit tot. Deci nu putem să găsim, banii sunt blocați, sunt în cont. Poate cu acest ministru care e tânăr și gândește mult mai bine și mai eficient să ne ajute și pe noi, că noi n-avem nicio subvenție. Deci de 30 de ani de când sunt eu în pepiniera asta, deci n-am avut nicio subvenție, nici pe teren, nici pe păsări, nici pe cultură, nici pe kilograme, nimic. Deci asta este o pagubă care ne-o dă Natura 2000 și ar trebui să ne-o dea după atâția ani de zile. Deci din 2017 avem acte și nouă nu ne rezolvă problema. Agitație, determinare și multă responsabilitate pe umerii unui manager care de zeci de ani se ocupă de cea mai mare fabrică de pâine din județul Argeș. Muncă multă înseamnă și foarte mult stres. Când simte că ajunge la limită, lasă fotoliul de director și merge printre animalele din ferma înființată special pentru recreere. Da, există și așa ceva. Măgăruși, ponei, oi carabașe, dar și țurcane, capre alpine, câini ciobănești, toate conviețuiesc în deplină armonie în ferma de la Mărăcineni. Vitalitatea și voieșia lor alungă stresul și dau speranțe pentru un viitor mai bun. Vă prezint prietenul nostru Bujorel, este a doua generație, născut în ferma domnului director al fabricii de pâine de la Mărăcineni. Așa cum este de vioi și de frumos, sunt convinsă că viitorul arată foarte bine. Ca în orice domeniu, primul pas s-a dovedit a fi și cel mai important. Iar pentru a deveni un antistres veritabil, sunt planuri deja ca ferma să crească. La început am luat un măgăruș în ideea de a-l avea în grădina pe care societatea o deține. La insistențele unor prieteni mi-au sugerat că ar fi un loc ideal, deoarece spațiul permite să achiziționăm mai multe animăluțe, ceea ce am și făcut. După un măgăruș au venit cei doi ponei care s-au mulțit ulterior, am mai luat niște oițe de asemenea. După aceea am luat niște capre alpine care sunt chiar plăcute, jucăușe să zic așa, și de drag poți să vii să le privești și să le poți vedea. Și ulterior intenționez să mai achiziționăm de asemenea câteva animăluțe pentru care deja am vorbit să le aducem la noi în mica fermă. Longevivul manager deține rețeta de succes în afaceri, așa că știe foarte bine că munca de director și cea de fermier se îmbină perfect. Cred că se împletește perfect după ce ne încărcăm și stresul pe care la momentul acesta cred că toți îl avem. Venind în mica fermă și la animăluțele pe care le avem, este un moment de relaxare totală și chiar ne încărcăm pentru ziua următoare, fiind în mica companie acestor animăluțe. Problema practicilor comerciale neloiale din industria alimentară revine în discuție. Sunt noi dezbateri în Parlament pe marginea legii care trebuie să transpună Directiva Europeană 633, la care au fost prezentate toate asociațiile din domeniu. Florin Barbu, președintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, a venit cu informații în exclusivitate pentru AgroTV despre discuțiile care au avut loc în Camera Decizională. Am dezbătut proiectul de lege pentru transpunerea Directivei 633. Au fost invitate toate asociațiile. A fost o dezbatere lungă. S-a început în jurul orei 12, s-a finalizat în jurul orei 18 și cred că trebuie să reglementăm cel mai important lucru, sunt relațiile comerciale pe care, dintre furnizori și cumpărători în lanțul de aprovizionare. A fost o dezbatere lungă, eu cred că a fost constructivă. Cred că a fost pentru prima oară în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, în care organizațiile am dezbătut proiectul practic pe fiecare articol, pe fiecare aliniat și pe fiecare
pe fiecare articol și în proporție de 95 am căzut de acord pe această lege, care săptămâna viitoare în Comisia de Agricultură vom da votul final. Această directivă trebuie transpusă astfel încât ea va fi și notificată la Comisia Europeană și vreau să vă spun că toate statele își vor da un aviz pe această lege și eu sunt adeptul și am discutat foarte mult cu organizațiile să nu încărcăm această directivă cu foarte multe condiții transpuse prin această lege, întrucât avem legile noastre naționale, cum este 3.2.1, cum va urma în Comisia de Agricultură legea laptelui. Crescătorii de porci din Europa au fost lăsați să se descurce singuri în actuala criză. Epidemia de peste porcină africană, scăderea exporturilor și lipsa forței de muncă nu au înduioșat Comisia Europeană, care consideră că nu este momentul să intervină în sprijinul fermierilor. Așa că unele state au decis să ia propriile măsuri de ajutor, mai ales că industria cărnii de porc aduce importante venituri la buget. În Franța, guvernul tocmai a aprobat un așa numit plan de salvare, iar pentru asta pune la dispoziție numai puțin de 270 de milioane de euro. Banii ar urma să fie folosiți pentru a susține fluxul de numerar al crescătorilor de porci, afectați de creșterea costurilor de producție. Fără acest ajutor, o treime dintre crescătorii s-ar putea închide în perioada următoare, a argumentat ministrul francez al agriculturii. Planul financiar al executivului include o primă componentă care trebuie achitată în următoarele săptămâni, prin intermediul prefecturilor. Este vorba despre un ajutor de urgență de până la 75 de milioane de euro pentru crescătorii care au rămas fără numerar. Acest ajutor va fi de fapt un cec de 15.000 de euro pentru fiecare dintre fermele eligibile. O a doua componentă mai mare de maxim 175 de milioane de euro ar trebui să vină mai târziu după o aprobare din partea Uniunii Europene. Ministrul a explicat că acești bani ar ajunge la fermieri din luna aprilie. În fine, o a treia componentă financiară înseamnă că producătorii vor beneficia de scutiri de taxe, de până la 20 de milioane de euro. De partea lor, crescătorii de porci din Franța spun că banii sunt mai mult decât bineveniți, după ce în ultima vreme au înregistrat pierderi de 440 de milioane de euro. Situația a apărut în vreme ce Europa produce în prezent prea mulți porci, ceea ce se traduce prin prețuri cu 10% mai mici decât anul trecut. Fermierii din Statele Unite ale Americii sunt un subiect important în politicile guvernului federal de la Washington, mai ales după ce administrația s-a angajat public să reconstruiască America rurală. Așa că Ministerul Agriculturii anunță noi sume pentru proiecte, fiind vorba de 1,4 miliarde de dolari pentru a sprijini afacerile locale, pentru a crea locuri de muncă bine plătite și pentru a consolida economia în America rurală. Programul anunțat de ministrul agriculturii din America și susținut la propriu cu un munte de dolari înseamnă și formare profesională, extinderea afacerilor și asistență tehnică. Programele prin care sunt realizate aceste investiții fac parte dintr-o serie de servicii de afaceri și de cooperare care se estimează că vor ajuta la crearea sau salvarea peste 50.000 de locuri de muncă. Finanțarea promisă va ajuta oamenii și întreprinderile din diverse comunități și industrii din 49 de state, insulele Virgine și Puerto Rico, iar companiile vor putea să angajeze mai mulți lucrători și să ajungă la noi clienți. Autoritățile sunt încrezătoare că banii vor deschide ușa către noi oportunități economice pentru comunități și oameni care nu au avut până acum acces la resurse și finanțare. De asemenea, vor ajuta antreprenorii, cooperativele și fermierii din aproape fiecare stat să creeze locuri de muncă, să dezvolte afaceri și să găsească piețe noi și mai bune pentru articolele pe care le produc. De când cu noua administrație de la Washington, America Rurală are parte de împrumuturi și granturi pentru a ajuta la extinderea oportunităților economice, la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea calității vieții pentru milioane de americani din zonele rurale. Această asistență sprijină îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltarea afacerii și construcția de locuințe, școli și unități medicale. Revenim în România, unde tomata și usturoiul vor avea bani să crească mai bine și mai mult în acest an. Informația va fi dezvoltată imediat după jurnal de realizatorul Ovidiu Ghinea și invitații săi speciali într-o ediție de Agricultura la Raport. Pregătiți-vă așadar întrebările și comentariile pe care le puteți trimite pe pagina de Facebook a emisiunii AgroTV-Agricultura la Raport. Doamnelor și domnilor, o să continuăm și în această seară seria emisiunilor interesante. Vom discuta despre sectorul legumicol. Am văzut cu toții faptul că
cei din Guvernul României au adoptat câteva măsuri care vin în sprijinul celor care fac legumicultură în România. Vreau să cunosc și părerea beneficiarilor. Tocmai de aceea i-am invitat la masa dialogului pe cei care fac parte din această breazlă, pe cei care au o legătură directă cu sectorul horticol. O să discutăm așadar despre sprijinul pe care statul român îl oferă celor care cultivă în spații protejate și nu numai. Vom vorbi de asemenea despre piața de desfacere și despre accesul pe care producătorul român trebuie să-l aibă în această piață de desfacere. Vă invit și pe dumneavoastră să participați direct, să vă spuneți punctele de vedere. Ne vedem în câteva minute aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Jurnalul Agro TV se încheie aici. Diana Vasilescu am fost eu și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai importante știri din domeniul agro se regăsesc și pe site-ul nostru agro-tv.ro. Vă doresc numai bine și spor în toate! La noapte, cerul va prezenta înnorări în vestul, nord-vestul, nordul și centrul țării. Și doar cu totul izolat, mai ales în zonele de munte, vor fi ninsori slabe. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele Carpaților meridionali. Temperaturile minime se vor situa în general între minus 15 și minus 3 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde va fi ger. Spre dimineață vor fi condiții de ceață. Mâine cerul va fi variabil în sudul și sud-estul țării, iar în rest vor fi înnorări temporare. Va ninge slab, în special în nordul Carpaților orientali și în munții Apuseni. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 și 9 grade. Dimineața, în zonele joase, pe spații restrânse, se va forma ceață. Mulțumesc frumos că ne-ați primit iar în ferma noastră. Bine, bine ați venit. Bine ați revenit. O fermă cum rar vedem, o fermă cu foarte mulți hibrizi, cu producții frumoase și sănătoase. Domnul Mătrășoai, avem un hibrid în portofoliu Seminis care să semene cu o tomată, așa cum erați dumneavoastră în copilărie noastră, cu gust? Da, Big Beef. Big Beef. Big Beef, asta seamănă. E bun, e aspectos, e... Și gust. Un gust deosebit. Scuze că... Mai iese și optima. Da. Să înțeleg că l-ai mâncat. Da. Menșoaie? Și menșoaie. Menșoaie, problema e că nu crapă. Roșele, tomatele cu culoarea roză, cam crapă. Asta l-am observat, nu crapă. Vă felicităm și vă mulțumim pentru primirea călduroasă și pentru tot ceea ce faceți noastră. E o muncă grea, o muncă frumoasă și o muncă cu rezultate și oamenii cu rezultate merită cei mai buni. Sunteți partenerii noștri și vă rog să primiți noastră. Mulțumim. Vă felicităm și să dea Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși mulți ani de aici. Doamne ajută! Mulțumim și Doamne ajută! Sănătate, numai bine! Mulțumim tare mult!